Vă salut, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit! Suntem la noua noastră secțiune din canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și anume am denumit-o generic secțiunea Jurnal Comments. Jurnal Comments se referă la faptul că vom avea un jurnal cu discuții despre întrebările voastre din secțiunea de comentarii, despre dilemele pe care le aveți, despre opiniile pe care le scrieți aici în comentarii și noi le vom discuta. Mulți dintre voi așteptați de la mine niște răspunsuri, de cele mai multe ori le dau acolo în secțiunea de comentarii, dar sunt incomplete. Dacă avem ocazia să dezvoltăm în acest jurnal al nostru, Jurnal Comments, titlul secțiunii noastre, o vom face, sigur că da, cu detaliile de rigoare. Sunt alături de paharul meu de vin. Vă salut pe toți. Vreau să vă luați și voi cât un pahar și haideți să discutăm. Pentru că avem aici, de exemplu, un comentariu interesant. Voi puteți la acest clip să scrieți de asemenea în secțiune acolo și să vă dați cu părerea. Suntem toți o comunitate, totuși, da? Să trăiască comunitatea noastră de pe Dresaj Canin Profesional. Situația este următoare. Piri Ghergheli zice așa. Am un cățel de un an jumătate luat din adăpost. L-am adus micuț, dar am o problemă. Cățelul sare la soț. Care este motivul? Întreabă prietena noastră. Că se întâmplă în casă și nu mai în casă, nu știu ce să fac. Bineînțeles, ca de obicei, ne mulțumește în anticipare pentru răspunsul pe care îl voi da. Da? Îmi mulțumește pentru acest răspuns și eu m-am gândit prin acest jurnal pe care îl vom tot avea de aici încolo, pe baza comentariilor voastre de pe canal, să-i dau răspunsul. Bun. Păi, dragă Piri, înțeleg că deja cățelușul tău a ajuns la vârsta de un an jumătate. Asta înseamnă că deja este un câine matur. Fiind un câine matur, deja comportamentul lui este diferit față de ce știai tu când îl vedeai micuț și drăguț ca un picigoi, care să țopăie pe acolo printre pernele din canapea. Orice câine, nu contează dimensiunea lui, este un animal înzestrat cu anumite caracteristici. Caracteristici ale speciei. Și specia din care face parte flocosul tău, bișon, micuț sau... Scuzați-mă. Bișon, micuț, terier... Înalt, nu contează cum este câinele tău, este un câine care are calități de câine de echipă, de câine de haită. Câine care știe să socializeze și să trăiască în grup. Însă, ca întotdeauna, grupurile trebuie să aibă o componentă ierarhică. În specia lor, întotdeauna există ierarhie. Există unul cel mai tare din parcare, da? Și după el, fiecare este cât un șefuleț pentru cel de după el. Asta poate să țină până la ultima speță. Da? Așa că, în momentul în care câinii se maturizează, ei privesc foarte serios acest tip de relaționare cu ceilalți. Având în vedere că nu trăiește în mijlocul unei haite de câini și că haita lui... Folosesc niște clișee, că foarte multă lume se folosește de treaba asta, dar este o realitate, da? N-avem de ce să o ocolim. Haita lui devine familia în care crește și, relaționând cu membrii acestei familii, încearcă să etaleze înzestrările genetice specifice, da? Și încearcă să relaționeze ca într-o haită. Să intre în interacțiuni în care demonstrează că el poate conduce sau are certitudinea că este condus. Cineva, cel cu care a interacționat,
are calitățile necesare de a-i fi lider. În condițiile în care voi ați privit, tu și cu soțul tău ați privit acest câine, că a venit micutul ăla, amărâtul ăla, săracul de el, Doamne, săracul de el, luat din adăpost, sigur că da, întotdeauna l-ați victimizat cumva. Ați vrut să-i oferiți ce e mai frumos, ce e mai bun, ce e mai minunat în această existență, pentru că el, săracul, a fost luat din adăpost, dar ați omis că el trăiește aici și acum. El n-are amintiri de-astea. Bă, știi, cândva eram, bă, frate, acum un an de zile, cred că un an jumate, dacă nu mai bine, stăteam în adăpostul ăla, bă, și erau fierele ruginte. O amărăciune de viață ce aveam. Bă, n-am cum. Sunt atât de recunoscător pentru ce am acum. Niciodată nu mai vreau un adăpost, așa că nu, dragii mei, nu, dragă Piri, câinele nostru trăiește în prezent. El nu mai are memorii de astea de acum un an, de acum 6 luni, de acum 8 luni. Unde trăia el și cum era, vai, și comparativ cu... Nu are această logică a existenței cum o avem noi. Ei sunt ființe inconștiente, ei nu au conștiența propriului eu. Ei nu se uită în oglindă și zic, bă, da, frumos. Băi, frate, bă, dar ce față am, uite și tu, mustățile astea așa, și barba asta, dar cum îmi stau urechile, bă, ce mișto. N-au nicio treabă. Ei, când se văd în oglindă, zic, și cu ăsta ce e aici? Mi-ai mai dus unul în casă sau ce? Cam așa reacționează ei. Deci, în consecință, nu știu nici despre ei, nici despre ieri și nu știu nici că vine ziua de mâine. Ei trăiesc aici acum. Așa că am făcut acest preambul să înțelegi că indiferent de unde a venit, de unde știi tu că l-ai salvat și cum știi tu că era când era un copilaj drăguț micuț, acum când este în faza de maturizare, el trăiește această fază. El nu privește niciun fel cu ochii puiului de acum 1 an și 4 luni. Da? Așa că tu și cu soțul tău și voi, oameni buni care aveți asemenea căței, să aveți în vedere că întotdeauna câinii trec prin faze de dezvoltare și ajung la această fază de maturizare, în care, ce să vezi, sunt foarte serioși și privesc relaționarea cu membrii familiei într-un mod extrem de serios. Dacă această relaționare are disfuncții și nu înțelege care este poziția, băi, ori mă conduci, ori am eu niște prerogative aici, că văd că voi mi le oferiți și vă conduc. Dar dacă eu vă conduc, asta spune câinele tău, Piri, trebuie să respectați regulile mele, da? Și dacă nu le respectați, apar sancțiuni. Eu, ca lider, îmi permit să vă sancționez și bam, 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 bag gura în voi să resimțiți sancțiunile, da? N-am alte mijloace. În consecință, dacă voi i-ați oferit aceste prerogative, cum? Lăsându-l în pat, lăsându-l în fotoliu, lăsându-l să-și bage nasul la voi în farfuria cu mâncare, lăsându-l să stea călare în brațele vostru și de câte ori voia el vă măria și voi luați mâna de pe el și nu vă mai atingeați de el. Și dacă se punea el aici, vă dădeați voi la o parte să stea el aici, da? Lăsându-l să acceseze orice spațiu din casă și orice resursă și arătându-i respectul cuvenit să nu cumva să-l deranjați că este într-o anumită ipostază, l-ați făcut pe câinele vostru să înțeleagă că este un mic boss pe acolo prin casă, dar dacă el este mic boss, voi trebuie să fiți niște mici subalteni și să respectați regulile impuse de el. Dacă nu, veți fi mușcați. Voi, pentru că ați fost neinstruiți, nu ați apelat la un dresor să vă explice cum stau lucrurile și să treceți printr-un proces de educație în care să învățați să fiți în mod responsabil liderii câinelui vostru și el să înțeleagă poziția de subaltern și să accepte poziția asta, da? Astfel, venind toate regulile pe care voi le impuneți și limitările pe care voi le etalați și el să le respecte, el a zis, băi, se poate altfel, da? Deci, eroarea pe care ați făcut-o voi a fost să nu vă dresați câinele. Prima. A doua.
să nu vă interesați despre ce înseamnă comportamentul lor natural, care se manifestă, ce să vezi, inclusiv la noi în casă. Chiar dacă sunt niște căței luși, drăguți, micuți, cu urechi drepte, cu părul mai mare pe spate. Ei respectă niște reguli și anumite tipuri de interacțiuni care vin odată cu specia. Da? Deci, voi nu l-ați educat, nu i-ați arătat care este poziția în raport cu voi, i-ați permis orice, i-ați oferit privilegii și ce să vezi? Pe baza tuturor privilegiilor pe care voi i le-ați oferit în mod voluntar sau fără să vă dați seama, bineînțeles, l-ați făcut pe el să aibă acest ascendent. Și cu acest ascendent și-a permis cu atât mai mult să vă corecteze și să vă pună la locul vostru ca niște veritabili subalterni ce v-ați dovedit în fața lui. Ca să nu se mai întâmple treaba asta, trebuie să apelați la un dresor să vă învețe cum să lucrați cu câine și prin interacțiunea asta bazată pe tehnici să-l învățați să știe poziția în relația asta cu voi, și anume poziția de follower, cel care urmează, cel care ascultă de lider. Da? Voi trebuie să vă câștigați poziția asta. Poziția asta nu vine de undeva din cer, doar că voi sunteți bipezi și el este un patruped luat din adăpost. Da? În al doilea rând, nu înțelegeți de ce se întâmplă în casă, pentru că afară în general e un spațiu deschis. Afară în general este distras de diverse surse de interes și are alte preocupări. E pe altă stare. O stare specifică unui exemplar care vrea să se etaleze, ține neapărat să marcheze în stânga și în dreapta. Ca în eventualitatea apariției unor femele pe teritoriul marcat de el să încerce să perpetueze specia. Deci nu are treabă cu voi. El are multă treabă acolo. Printre altele, dacă el se consideră liderul vostru și voi îl duceți de lesă și vă duceți mereu după el, oriunde se duce el și oriunde se oprește el, vă opriți și voi. Când pleacă el, plecați și voi și stați mereu în spatele lui, îi dați certitudinea că el este conducătorul și voi îl urmați. În lumea lor, în specie aceasta, liderul își vede de treaba lui, nu negociază cu membrii haitei ce face. El se duce în treaba lui aceea, sunt foarte concentrați de la sine să-l urmeze. Da? Așa este și câinele vostru, de aceea el are treaba lui afară și nu e preocupat de voi. Are pretenția că voi îl urmați oricum. În casă, în schimb, pentru a menține această poziție, pentru a menține privilegiile și pentru a menține disciplina în grup, are nevoie să îi înțelegeți poziția și să o respectați. Adică, anumite spații sunt ale lui, anumite resurse sunt ale lui și, desigur, voi neștiind lucrurile acestea, faceți nenumărate greșeli din punctul lui de vedere și el vă sancționează. Cu soțul este o chestiune în plus, pentru că ei simt feromonii specifici masculini. Și soțul devine un ușor competitor în această haită, cu care trebuie să stabilească o relație ierarhică. Și atunci se impune, folosindu-se de privilegiile acestea, de ascendentul pe care îl oferă sau îl conferă spațiile pe care se află, că e sus pe canapea, sus pe masă, sus pe spătarul canapelei, poziții de ascendență din care își permite să îi limiteze opțiunile soțului și să-i arate că îl poate confrunta. Bineînțeles că soțul e om inteligent și nu se pune la mintea câinelui și decât să-i dea două carabe, mai bine levită. Dar câinele înțelege că toate aceste comportamente au efect. Și atunci el își elaborează comportamentele astea din ce în ce mai mult și le manifestă ca atare în situații cheie, ca să ce? Să îi reamintească soțului care este poziția în raport cu el și să-ți reamintească ție, Pirii, și grupului că el este el lidero mahimo. Da? Ca o concluzie la situația în care se află soțul tău în relația cu acest câine și în care te afli tu implicit ca membru al aceleiași familii, este să începeți dresajul, să-i limitați opțiunile, lăsați o zgardă pe gâtul lui și o lesă de care vă apucați când aveți nevoie și îl ghidați. Să nu-i dați
posibilitatea câinului să vă apuce de mână când vreți să-l accesați. E mare nevoie să-l accesați. Nu puteți asta, sigur că dacă duceți mâna aproape, pam, pam, v-a băgat colții în mână. Dar dacă aveți o lesă și îl ghidați din lesă, îi luați din aceste avantaje pe care le are în raport cu voi. Și începeți să-i limitați. Dă-te jos de pe canapea. Ieși din cameră. Ieși din bucătărie. Lasă jucăria aia sau ciorapii aia pe care i-ai luat și te arăți tu mare și tare că ia uite ce ciorapii aia, să vedem dacă are vreunul curaj să se apropie să-mi ia ciorapii din dinți. Da? Deci, având lesa, ai puteți controla capul, controlați astfel și dinții și dacă îi controlați capul, controlați tot corpul. Și arătați că îl puteți influența la nivel fizic, la nivel tactil. Este forma primară de comunicare a acestei specii. Așa că folosiți-o, dar cu maximum de siguranță folosind o lesă, nu direct cu mâna pe el, pentru că vă va mușca și nu veți apuca nici măcar să vă retrageți. Da? Și astfel, văzând reacțiile voastre și faptul că vă doare și ezitați, îi dați și mai multă certitudine vis-a-vis de acest comportament eficient pe care îl afișează față de voi. Deci, folosiți lesă, zgardă, controlați-vă câinele și începeți să-l disciplinați în casă. Luați-i din privilegii și condiționați-l întotdeauna că dacă vrea ceva, trebuie să afișeze un comportament de autocontrol și pașnic. Sper că v-a fost de ajutor. Dragii mei, ne întâlnim la următorul episod. Vedem ce comentarii avem acolo în secțiune și le dezbatem video în jurnalul acesta Comments, așa cum l-am numit. Sunt Cătălin Cornea. Să ne vedem cu bine data viitoare.